Termină acest gând, deși în vremuri de luptă aprigă, fiecare secundă contează pentru a bloca impactul negativ și pentru a fi alături de cetățeni prin acțiuni concrete. Am primit cu un profund sentiment de, încă nu-mi dau seama cum să-l definesc, titlul acestei moțiuni semnate de dumneavoastră: Democrația românească în derivă, cu vela ruptă în timp de pandemie. Spun semnată și nu scrisă de dumneavoastră, pentru că am auzit că tabelele de susținere le-ați semnat în alb pentru toate moțiunile simple la adresa miniștrilor liberali. Înainte de a vorbi despre cele redactate de consilierul din staful tehnic de la grupul PSD, vreau să vă adresez o întrebare și să îmi răspundeți, sau să vă răspundeți. Care credeți dumneavoastră că este imaginea Parlamentului acum, astăzi, în ochii românilor? Cum apreciază românii această dezbatere, această întâlnire a noastră? Care este imaginea Senatului în ochii românilor când văd că textul unei moțiuni se deschide printr-o știre dovedită a fi falsă, rostogolită în presă, astfel încât să aducă doza senzaționalului și a panicii? Ca să vă luminați, urmăriți interviul respectiv și o să vedeți că ați început moțiunea cu un fake news. Așa cum minciună este și afirmația că există jurnaliști care au dosare penale. Dacă știți dumneavoastră pe cineva, domnule Oprea, vă rog să-mi spuneți și mie, nu să citiți, fără să verificați, ce v-au dat consilierii de la grup. Oare noi mai avem credibilitate în fața românilor când venim cu minciuni de la acest microfon, acuzând miniștrii, acuzând guvernul care în această perioadă grea se luptă cu un inamic invizibil și agresiv pentru sănătatea românilor? Oare consideră dânsii că un astfel de text, demn de un grup al unor senatori care se respectă și care reprezintă și apără sănătatea cetățenilor ce au votat în județele lor, este un text care reprezintă inclusiv cetățenii? Asta mă întreb și poate ar fi bine să vă întrebați și dumneavoastră, pentru că virusul, doamnelor și domnilor senatori de la PSD, să știți că nu alege între stânga și dreapta, între PNL și PSD. Văd că vorbiți despre ură, despre o așa zisă ură a mea la adresa bătrânilor, cum spuneți dumneavoastră și numiți în moțiune. Această ură a reieșit chiar din textul moțiunii. Fiecare frază din textul moțiunii este plină de ură. Nu mi-am creat alte așteptări, dar am sperat într-o perspectivă optimistă. Indiferent de partidul din care facem parte, sănătatea și prioritatea lor reprezintă o prioritate pentru noi toți. Cu toții ne-am protejat familiile și pe cei dragi. Am pus umărul sub o formă sau alta la limitarea efectelor pandemiei. Nu vreau să cred că în aceste clipe, doar pentru că aveți o doză prea mare de odihnă, vă doriți să folosiți acest moment greu pentru a deschide o luptă electorală a acuzelor. Acum, poate mai mult ca niciodată, trebuie să acoperim prăpastirea dintre noi și să vedem cu toții un singur scop: soarta românilor, sănătatea fiecărui cetățean, indiferent cu cine votează el. Asta vor românii să vadă și să audă. Asta îi interesează, nu certurile și contrele noastre de aici și de acum. Trebuie să ducem această discuție într-o zonă constructivă, într-o zonă a soluțiilor. Jignirile și relele intenții nu vor aduce încrederea cetățenilor. Vreau să cred că astăzi, aici și acum, veți avea decența de a recunoaște faptul că acest război cu acest inamic, invizibil și extrem de periculos, așa cum am mai spus, COVID-19, a adus omenirea într-un punct pentru care nu era pregătită. Nimic nu a fost prevăzut cu exactitate, nici măcar de către Organizația Mondială a Sănătății, și nimic nu avea să ne pregătească pentru așa ceva.
În ciuda acestor aspecte, ne-am adaptat cu toții continuu și constant, fără prea multe momente de răgaz. Deciziile au trebuit luate în fracțiuni de secunde și de ele depinde viața românilor. Să nu uităm că resursele erau pe final, dacă nu chiar consumate. Nu am putut să nu observ faptul că mi-ați reproșat că am fost extrem de vigilent la propagarea știrilor false. Da, am fost și voi fi în continuare atent, pentru că de informarea corectă a tuturor românilor suntem toți responsabili în lupta cu această pandemie. Vă amintesc că acuzele conform cărora nu aș fi respectat deciziile Curții Constituționale și că am fi dat amenzi mari sunt neadevărate. Trebuie să privim la legislația pe care o avem de aplicat. Și aici, dacă tot am fost invitat în Parlament și văd că unii sunteți mai puțin atenți, vă rog să-mi permiteți să vă prezint câteva documente. Puteam oare să nu respect avizul Consiliului Legislativ cu privire la articolul 28 din Ordonanța de Urgență numărul 1 din 99 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aviz semnat de către președintele de la acea vreme, domnul Valer Dornean, articol declarat acum neconstituțional de același domn în calitatea de președinte al Curții Constituționale? Da, l-am ascultat pe Marcel Vela aici, jurnalul